Fetele și băieții s-au întâlnit în living pentru începerea petrecerii. Livingul este aranjat cu multe, multe baloane roșii în seara aceasta, pentru că este Dragobetele. Au și șampanie. Am văzut că au ciocnit unii cu ceilalți, cât un pahar. Pe Delia am văzut-o că ciocnea un pahar și s-a îmbrățișat cu Antonia. Andrada a mers pe la fiecare în parte și a dat noroc cu concurenții, cu băieții și cu fetele. Pe Maria am văzut-o că a mers și a dus câte un pahar de șampanie și pentru mame. A vrut să dea noroc cu Albert la început când s-au întâlnit, dar Albert nu avea pahar de șampanie. A mers și Albert să-și ia un pahar. Ceva mai târziu s-au întâlnit pe ringul de dans și Albert a vrut să ciocnească cu Maria. Maria nu mai avea pahar în mână, a luat un pahar din mâna Iulianei și a ciocnit cu Albert, apoi i-a dat înapoi paharul Iulianei. Cam astea au fost interacțiunile pentru început, iar la un moment dat s-a oprit antena Play, s-a făcut beznă. Am crezut că nu vom avea petrecere în seara aceasta, însă s-au auzit cei din producție că le spuneau în boxe să spună toți în cor că este o defecțiune pe antena Play și că vor reveni cât se poate de repede. Într-adevăr, s-a remediat problema și au revenit imaginile, așa că în seara aceasta avem petrecere.